Bună ziua, dragii mei! Sunt Nicoleta Olaru și astăzi vom studia împreună proprietăți ale triunghiului echilateral. Pentru aceasta vom reaminti mai întâi definiția triunghiului echilateral. Un triunghi cu toate laturile congruente se numește triunghi echilateral. În figura de mai jos aveți figurat un triunghi ABC echilateral cu AB congruent cu BC congruent cu AC. Este necesar să facem următoarea observație. În cazul unui triunghi echilateral, toate cele trei unghiuri interioare sunt congruente. Cum suma unghiurilor într-un triunghi este egală cu 180 de grade, vom obține că în cazul unui triunghi echilateral, oricare unghi interior are măsura egală cu 60 de grade. Să ne reamintim cum construim un triunghi echilateral cu ajutorul riglei și compasului. Mai întâi construim segmentul AB. Fixăm acul compasului în B și cu o deschidere de compas cât lungimea segmentului AB, trasăm un arc de cerc. Apoi, fixăm acul compasului în A și cu aceeași deschidere de compas trasăm un arc de cerc care îl intersectează pe primul într-un punct pe care îl notăm cu C. Se unește B cu C, respectiv A cu C, și astfel obținem triunghiul echilateral ABC. Se impune să facem câteva observații. O primă observație este aceea că, deoarece un triunghi echilateral este isoscel, el are toate proprietățile triunghiului isoscel. În figura alăturată, veți observa cu ușurință că centrul de greutate, ortocentrul, centrul cercului înscris, respectiv centrul cercului circumscris, într-un triunghi echilateral, coincid. Trebuie să știți că, pe lângă proprietățile pe care le preia de la triunghiul isoscel, triunghiul echilateral mai are și proprietăți suplimentare. Vom prezenta câteva dintre ele mai jos. O primă proprietate. Înălțimile unui triunghi echilateral sunt congruente. Adică, dacă ar fi să urmărim în figura de mai sus, vom preciza că AD este congruent cu BE, congruent cu CF. Cea de-a doua proprietate. Medianele unui triunghi echilateral sunt congruente. 3. Liniile mijlocii ale unui triunghi echilateral sunt congruente. 4. Bisectoarea oricărui unghi din triunghiul echilateral este axă de simetrie a triunghiului. În continuare, vom încerca să aplicăm proprietățile triunghiului echilateral pentru a rezolva câteva probleme. Iată o primă problemă. În figura de mai jos, triunghiul ABC este echilateral, iar punctul D este un punct de pe latura BC, astfel încât unghiul BAD este egal cu 30 de grade, iar lungimea segmentului DC egală cu 2 cm. În aceste condiții, trebuie să determinăm unghiurile DAC, respectiv ADC, lungimea laturii triunghiului, precum și perimetrul acestuia. Evident că în demonstrație vom începe de la ideea că triunghiul ABC este un echilateral. Fiind triunghi echilateral, înseamnă că oricare din unghiurile interioare au măsura egală cu 60 de grade, adică unghiul BAC este egal cu 60 de grade. Dar, din datele problemei știm că măsura lui BAD egală cu 30 de grade, ceea ce ne conduce la ideea că unghiul DAC este egal cu 30 de grade. Altfel spus, unghiul BAD este congruent cu unghiul CAD și amândouă sunt egale cu 30 de grade, adică AD reprezintă bisectoarea unghiului A. Deoarece triunghiul este echilateral, iar AD am demonstrat mai sus este bisectoare, atunci cu siguranță AD este și înălțime. Fiind înălțime în triunghi, AD este perpendiculară pe BC, ceea ce înseamnă că măsura unghiului ADC este egală cu 90 de grade. Pentru că AD este bisectoare, în triunghi echilateral, înseamnă că AD este și mediană.
Altfel spus, punctul D reprezintă mijlocul segmentului BC, adică BC este egal cu 2 ori DC. Astfel, lungimea laturii triunghiului este egală cu 2 ori 2 cm, adică 4 cm. Acest lucru ne ajută să determinăm în continuare perimetrul triunghiului. Cum triunghiul este echilateral, știm că toate cele trei laturi ale sale sunt congruente. Atunci, perimetrul triunghiului este egal cu 3 înmulțit cu lungimea unei singure laturi, adică 3 ori 4, 12 cm. Problema numărul 2. Se dă triunghiul echilateral ABC. Pe latura BC se ia punctul M. Fie P, piciorul perpendicular îi duse din M pe latura AC și intersecția dintre M, P și AB este punctul D. Trebuie să demonstrăm că triunghiul BMD este un triunghi isoscel. Am să vă rog să fiți cu atenție asupra triunghiului MPK, în care măsura unghiului P este de 90 de grade, deoarece MP îi perpendicular pe AC. Măsura unghiului C este de 60 de grade, deoarece triunghiul ABC este echilateral. Putem determina astfel că măsura unghiului M este egală cu 30 de grade. Unghiul PMC este opus la vârf cu unghiul BMD. Asta înseamnă că cele două unghiuri au aceeași măsură. Așadar, măsura lui BMD este egală cu 30 de grade. O primă relație pe care o să o notăm cu 1. În triunghiul ADP, măsura unghiului P e de 90 de grade și am motivat mai sus de ce. Măsura unghiului A e de 60 de grade, fiind unghi interior triunghiului echilateral, și atunci determinăm că măsura unghiului D este de 30 de grade. A doua relație pe care o notăm cu 2. Observăm așadar că în triunghiul BDM, unghiurile D și M au aceeași măsură, ceea ce înseamnă că triunghiul BMD este un triunghi isoscel. Și acum vă invit pe voi să încercați să demonstrați următoarea problemă. Pe segmentul MN se consideră punctele P și Q, astfel încât MP este congruent cu QN. De o parte și de alta a dreptei MN se construiesc triunghiurile echilaterale MOP, respectiv MQR. Va trebui să demonstrați că triunghiul NOR este un triunghi echilateral. Pentru a demonstra, vă sugerez să comparați triunghiurile MRO, RNQ, respectiv NPO. Vă doresc succes! Bună ziua!